În așteptarea luminii europene de la Bruxelles, România se alătură statelor care impun restricții importurilor de cereale din Ucraina. Discuții directe au loc vineri. Deplasările președintelui au costat numai luna trecută 2 milioane de euro. Klaus Iohannis a ajuns de curând în Brazilia cu un avion de lux închiriat. Și postul american de televiziune Fox News scapă de un proces major de calomnie, însă are de plătit aproape 800 de milioane de dolari. E miercuri, 19 aprilie, ascultați știrile zilei de la Recorder. În cele din urmă o să fie bine pentru toată lumea, dar nu prea avem habar cum. România negociază suspendarea importurilor de cereale din Ucraina, însă tot în Uniunea Europeană își pune speranțele. Aproape toți vecinii Ucrainei au oprit unilateral importurile. Bulgaria a făcut de curând un anunț oficial în această privință. Ce vrea să obțină Bucureștiul și cum o să negocieze? Iată răspunsul premierului Ciucă. Analizăm ca probele pentru controlul fitosanitar să nu se mai efectueze doar la destinație, ci să se efectueze și în vamă. Cum vedeți? Ultima întrebare. Solicitarea PSD de ieri, comunicatul de presă prin care cere coaliției și guvernului o soluție de urgență privind suspendarea temporară a produselor agroalimentare din Ucraina. Orice măsură pe care o luăm, o vom lua în așa fel încât să respectăm regulamentul Uniunii Europene și să facem în așa fel încât să nu afectăm fermierii din România. Comisia Europeană, scrie agenția de știri Reuters, se pregătește să impună restricții importurilor ucrainiene în toate statele membre. Fermierii din regiune ar urma de asemenea să primească un ajutor suplimentar în valoare totală de 100 de milioane de euro. Între timp, Ministerul Agriculturii anunță că România va sigila și va monitoriza toate transporturile de cereale din Ucraina. Nivelul pesticidelor va fi controlat direct în vamă. Ministrul Petre Daia discută vineri cu omologul său din țara vecină. Tranzitul cerealelor trebuie să continue, spune Alina Crețu, directoarea executivă a Forumului Agricultorilor din România. Totuși, acest tranzit trebuie să fie monitorizat, astfel încât să ne asigurăm că de la intrare până la ieșire din țară se știe foarte clar care este traseul și unde ajung cerealele respective. Iar în ceea ce privește importul, credem că este necesară restricționarea importului cel puțin pentru o perioadă determinată, până când lucrurile intră în mască, să spunem. Ce înseamnă o perioadă determinată, iertați-mă? O perioadă determinată pentru noi ar însemna minim perioada începutului recoltatului, cumva luna iulie. De ce? Nemai importându-se direct cantități în România, putem să scăpăm și noi mai ușor de stocurile pe care le avem astăzi. Auzim deja apeluri la interzicerea importurilor și în cazul altor produse. C-o fi vorba de carne de pui, că e vorba de miere și așa mai departe. O să o ținem, credeți, tot așa până prin iulie, august, septembrie? În cazul în care se ajunge la o variantă de interzicere a importurilor pentru o perioadă limitată, probabil că va fi o listă de produse considerate că trebuie să fie protejate în România. Dacă Ministerul Agriculturii, dacă autoritățile naționale au în vedere o astfel de listă, este cert că pentru România impactul major este pe cereale. Noi suntem o țară care produce mai mult decât consumă și o mare parte din cerealele pe care noi le producem pleacă la export. Gândiți-vă că dacă vine marfă și mai multă decât în momentul acesta, noi nu ne mai putem desfășura activitatea și chiar ne putem pierde locul pe anumite piețe pe care le-am câștigat foarte greu. Achizițiile guvernamentale din pandemie dau mult de lucru procurorilor, mai bine de 100 de anchete penale sunt în curs. Comisia parlamentară care a verificat contractele și a publicat raportul final. Compania Unifarm, de exemplu, a semnat înțelegeri în afara oricăror reguli de peste 1 miliard de lei. A rămas cu echipamente expirate care valorează jumătate din sumă. Un alt caz menționat în raport e cel al utilajelor pentru producția de măști pe care le-a cumpărat din China o altă companie de stat, Romarm. Cum angajații ei nu au expertiză în domeniu, punerea în funcțiune a utilajelor a durat un an întreg. Cât despre vaccinurile anticovid, comisia de anchetă nu a putut stabili nivelul pierderilor. Contractele dintre companii și Comisia Europeană au numeroase clauze de confidențialitate. Totuși, doar avansul plătit de România e estimat la aproape 300 de milioane de euro.
Nici reprezentarea externă nu e deloc ieftină. Europa Liberă a calculat cât au costat luna trecută deplasările în străinătate ale președintelui Iohannis. Peste 2 milioane de euro potrivit execuției bugetare publicate de Cotroceni. Suma reprezintă mai mult de o treime din întregul buget alocat pentru 2023 și e mai mare decât în oricare an din perioada 2016-2021. Joia trecută, președintele a fost întrebat de ce ține la secret aceste cheltuieli. De ce nu sunt publice cheltuielile privind deplasările efectuate de administrația prezidențială? Fiindcă așa este legea. În luna martie, președinția a închiriat un avion de lux pentru turneul asiatic al președintelui în Japonia și în Singapore. Același aparat a fost folosit potrivit site-ului boardingpass.ro pentru deplasarea în America Latină, unde Klaus Iohannis se află până miercurea viitoare. Pensiile speciale, oficial botezate de serviciu, au costat bugetul anul trecut peste 2 miliarde de euro, cu 5% peste nivelul din 2021. Senatul a adoptat luna trecută un proiect care interzice, între altele, cumulul pensiilor speciale și care prevede că niciun astfel de venit nu poate depăși nivelul celor din activitate. De adoptarea reformei în Camera Deputaților depinde a treia tranșă din Planul Național de Redresare, în valoare de peste 3 miliarde de euro. Cât despre a doua cerere de plată din PNRR, depusă de România încă din decembrie, Comisia Europeană o evaluează încă. Primul termen de plată era mijlocul lunii februarie. Ministerul Investițiilor Europene recunoaște că România nu și-a respectat două dintre angajamentele asumate. Răspunderea pentru amândouă aparține Ministerului Energiei. What we are really dealing with here and uncovering more by the day is the massive influence of communist money through Venezuela, Cuba, and likely China in the interference with our elections here in the United States. The Dominion voting systems, the Smartmatic technology software. Televiziunea americană Fox News plătește aproape 800 de milioane de dolari ca să scape de un proces lung și cu potențial dezastruos. Canalul deținut de Rupert Murdoch s-a înțeles cu Dominion, firmă care produce aparate electronice de vot. În noiembrie 2020, vedetele postului au difuzat constant acuzațiile potrivit cărora rezultatul alegerilor câștigate de Joe Biden fusese falsificat cu ajutorul presupus al aparatelor Dominion. În corespondența privată însă, numeroși angajați Fox au recunoscut că acuzațiile erau lipsite de fundament. Tucker Carlson, unul dintre realizatorii TV, chiar a trimis un SMS în care spunea că îl urăște, citez, cu patimă pe Donald Trump. Acordul de acum dintre cele două părți salvează perla Imperiului Murdoch de procesul de calomnie. Totuși, un al doilea proces asemănător ar putea fi pornit de o altă companie, Smartmatic. Facțiunile rivale din Sudan, țară din nordul Africii cu o lungă istorie a violențelor, au anunțat un armistițiu de 24 de ore. Acordul de încetare a focului a intrat în vigoare la ora locală 18 și e improbabil ca el să fie prelungit. Ministrul de Externe al Statelor Unite, Antony Blinken, a discutat anterior cu șeful armatei, Abdel Fattah al-Burhane, care conduce de facto Sudanul din 2021 încoace, și cu liderul grupării paramilitare care se confruntă cu acesta. Aproape 200 de oameni au fost uciși în confruntările din ultimele zile. Lupta pentru putere dintre cei doi generali din Sudan a compromis un plan internațional care prevedea tranziția către un regim civil după decenii de autocrație și de control militar. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Acces neașteptat de hărnicie în Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților începe dezbaterea noilor legi ale educației. Discuțiile ar trebui să fie gata într-o singură săptămână. PSD e formațiunea care a depus cele mai multe amendamente, aproape 800. Planurile de reformă ale coaliției includ propuneri criticate atât de unii profesori cât și de elevi. Foarte problematică se anunță de pildă admiterea diferențiată la liceu, care amenință să încurajeze meditațiile particulare. Consiliul Elevilor a respins și cererea cultelor ca noțiunea de orientare sexuală să fie eliminată din proiect.
Încă o rundă de concedieri la compania mama a Facebook, corporația californiană Meta renunță la 10.000 de angajați ai Facebook, Instagram și WhatsApp. Vizate sunt de această dată și posturi considerate până de curând foarte sigure, cele de ingineri care dezvoltă diverse produse. Meta a renunțat deja în ultimele luni la 11.000 de angajați. Companiile din IT și comunicații și-au sporit semnificativ forța de muncă în perioada pandemiei. Inflația de după și timpul tot mai redus petrecut pe platformele online sunt printre primele motive ale concedierilor. Acest rezumat al știrilor zilei, la fel ca întreg conținutul produs de Recorder, e posibil mulțumită contribuțiilor voastre. Dacă vreți să ne susțineți, o puteți face pe recorder.ro/susține. Tot acolo găsiți formularul 230 pentru redirecționarea impozitului pe venit. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!